prăbușirea balivernei. Peste o săptămână începe procesul pentru prăbușirea balivernei. Ce se va întâmpla cu mine? Au să vină să mă aresteze? Mi-e frică. Zadarnic îmi tot spun că nu se va prezenta niciun martor care din dușmănie să depună împotriva mea. Că în privința responsabilității mele, judecătorul care a închetat n-a avut nici umbră de bănuială. Că, chiar dacă aș fi acuzat, cu siguranță că aș fi achitat. Că tăcerea mea nu poate dăuna nimănui. Că, chiar dacă m-aș prezenta singur să mărturisesc, împricinatului nu i s-ar ușura situația. De altfel, contabilul Doliotti, asupra căruia cădea principala vină, a murit bolnav acum 3 luni, așa că pe banca acuzaților nu se va afla decât consilierul comunal de atunci al asistenței publice. Iar în privința lui e vorba de o incriminare pro forma. Într-adevăr, cum ar putea fi condamnat de vreme ce își luase în primire sarcina abia de 5 zile? Cel mult putea fi tras la răspundere consilierul dinaintea lui, dar acela murise cu 1 lună înainte, iar urgia legii nu pătrunde în bezna mormintelor. Au trecut 2 ani de la groaznica întâmplare, dar toată lumea își amintește desigur foarte bine de ea. Baliverna era o clădire de cărămidă foarte mare și oarecum lugubră, durată dincolo de zidurile orașului în secolul al XVII-lea, de către călugării Ordinului San Celso. După dispariția Ordinului, în secolul al XIX-lea, fusese folosită drept cazarmă și, înainte de război, mai ținea încă de administrația militară. Lăsată apoi în părăsire, se aciuiaseră acolo, cu încuvințarea tacită a autorităților, o mulțime de evacuați de război sau oameni rămași fără adăpost, biete ființe care își văzuseră casa distrusă de bombe, vagabonzi, haimanale, decăzuți, ba chiar și o mică ceată de țigani. Abia mai târziu primăria, intrând în posesia clădirii, făcuse acolo oarecare ordine, înregistrându-i pe locatari, punând la punct instalațiile strict necesare și îndepărtând pe cei turbulenți. Cu toate acestea, baliverna avea o faimă proastă, mai cu seamă din pricina unor jafuri comise în acea zonă. Ar fi exagerat să spui că era un cuib de răufăcători, totuși nimeni nu trecea bucuros pe acolo noaptea. Deși la început baliverna se afla în plin câmp, de-a lungul secolelor periferia orașului ajunsese până aproape de ea. Dar în imediata ei vecinătate nu erau alte case. Mizeră și posomorâtă, namila de clădire domina terasamentul căii ferate, pajiștile necultivate, sordidele barăci de tablă, risipite printre dâmburile de moloz și gunoaie în care locuiau cerșetori. Aducea a închisoare, a spital și a fortăreață totodată. De formă dreptunghiulară, era lungă de vreo 80 de metri și lată cam de 40. La mijloc avea o vastă curte interioară fără porticuri. Sâmbăta sau duminica după masă mă duceam adeseori pe acolo cu cumnatul meu Giuseppe, entomologul, care găsea multe insecte prin acele pajiști. Era un pretext pentru a sta puțin la aer în tovărășia cuiva. Trebuie să spun că starea posomorâtei clădiri m-a impresionat de cum am văzut-o. Însă și culoarea cărămizilor, numeroasele lucarne deschise în ziduri, cărperile, bârnele puse aici colo drept proptea, îi dovedeau decrepitudinea. Impresionantă era mai cu seamă partea din spate, uniformă și golașă, care avea doar câteva mici deschizături neregulate, semănând mai mult a barbacane decât a ferestre, de unde și impresia că e mult mai înaltă decât fațada prevăzută cu galerii și ferestre mari. Îmi amintesc că odată l-am întrebat pe cumnatul meu, nu ți se pare că zidul se apleacă puțin în afară? El a râs. Parcă ai avea dreptate, dar nu e decât o impresie. Orice zid înalt dă impresia asta. Într-o sâmbătă din luna iulie, ne aflam acolo într-una din obișnuitele noastre plimbări. Cumnatul meu venise cu cele 2 fetițe ale lui și cu un coleg de universitate, profesorul Scaveții, și el zoolog, un tip de vreo 40 de ani, palid și molău, care nu fusese niciodată simpatic din pricina apucăturilor lui iezuite și a aerelor pe care și le dădea. Cumnatul meu susținea că e tobă de carte și pe deasupra un om foarte cum se cade. Eu însă îl socotesc un imbecil, altfel n-ar fi atât de îngânfat cu mine, asta doar pentru că eu sunt croitor, iar el om de știință. Când am ajuns la baliverna, am luat-o pe lângă zidul din spate pe care l-am descris. În dreptul lui se întindea o bucată mare de teren prăfos, unde băieții jucau fotbal. De o parte și de alta erau într-adevăr înfipți țăruși pentru a marca cele 2 porți. În ziua aceea însă nu era nici urmă de băiat pe acolo. În schimb, câteva femei ședeau cu copiii la soare, la marginea câmpului, de-a lungul fâșiei plantate cu iarbă ce mărginea drumul pietruit. Era ora siestei și din falanster nu răzbăteau decât puține zgomote. Un soare toropit bătea fără strălucire pe zidul mohorât, iar pe la ferestre ieșeau prăjini încărcate cu rufe puse la uscat, atârnând ca niște steaguri fără viață, absolut nemișcate. Cei drept, nu era nicio adiere de vânt. În timp ce însoțitorii mei se împrăștiaseră să prindă insecte, eu, care pe vremuri fusesem un pasionat alpinist, m-am simțit tentat să încerc să mă cațăr pe ziduri de răpănat.
Găurile, marginile ieșite în afară ale unor cărămizi, fiare vechi încastrate aici și colo în crăpături, îmi ofereau puncte de sprijin destul de bune. N-aveam de gând, desigur, să mă sui până sus, era doar plăcerea de a mă dezmorți, de a încerca mușchii. O dorință, dacă vreți, destul de copilărească. M-am cățărat fără greutate vreo 2 metri de-a lungul pilastrului unei uși mari, acum zidite. Când am ajuns la înălțimea arhitravei, am întins mâna dreaptă către un grătar din drugi de fier ruginiți, fasonați în formă de lance, care zăbrelea arcada ușii. Poate că în acea cavitate fusese pe vremuri chipul vreunui sfânt. Am apucat vârful lăncii și m-am tras în sus. Dar drugul a cedat frângându-se. Din fericire, nu eram decât la vreo 2 metri de pământ. Am căutat zadarnic să mă țin cu cealaltă mână. Pierzându-mi echilibrul, mi-am făcut vânt spre spate și am căzut în picioare fără alte urmări, cu toate că m-am ales cu o zdruncinătură zdravănă. Drugul de fier, rupt, a venit după mine. Aproape în același timp, după drugul de fier, s-a mai desprins unul mai lung, care din centrul grătarului suia vertical către un fel de consolă aflată mai sus. Trebuie să fi fost un fel de proptea pusă de mântuială. Rămânând astfel fără suportul ei, s-a desprins și consola. Închipuiți-vă o lespede de piatră mare cât 3 cărămizi, dar fără să cadă. A rămas acolo înclinată pe jumătate ieșită în afară. Dar cu asta stricăciunea provocată involuntar de mine nu s-a terminat. Consola susținea un stâlp vechi, lung cam de 1,5 metri, care la rândul lui sprijinea un fel de balcon. Abia acum observam toate aceste cărpăceli care la prima vedere se contopeau în vastitatea zidului. Stâlpul fusese pur și simplu înțepenit între cele două proeminențe și nu fixat în zid. Deplasându-se consola, după 2-3 secunde, stâlpul s-a plecat în afară și abia am mai avut timp să sar la o parte ca să nu-mi cadă în cap. S-a izbit de pământ cu un bufnet surd. Se terminase oare? Pentru orice eventualitate m-am depărtat de zid, îndreptându-mă către grupul tovarășilor mei care se afla la vreo 30 de metri. Erau în picioare, toți 4 cu fața spre mine, dar nu la mine se uitau. Cu o expresie pe care nu o pot uita, priveau țintă la zid, mult deasupra capului meu. Și deodată l-am auzit pe cumnatul meu cum striga: Dumnezeule, uite, uite! Am întors capul. Deasupra balconașului, dar mai la dreapta, uriașul zid, compact și drept în acel punct, se umfla. Închipuiți-vă o stofă întinsă tare, în dosul căreia apasă ceva perpendicular. La început a fost un tremur ușor, șerpuind în sus pe zid. Apoi a apărut o umflătură lungă și subțire. Apoi cărămizile s-au desprins unele de altele, dându-și la iveală colții măcinați. Și prin norul de pulbere stârnit de avalanșa surpării, s-a căscat o crăpătură întunecată. A durat câteva minute sau câteva clipe? N-aș putea spune. În acel moment, n-aveți decât să spuneți că sunt nebun? Din adâncurile clădirii a răzbit un vuiet trist care aducea trompetă militară. Și de jur împrejur, pe o mare întindere, s-au auzit câinii urlând prelung. Din acea clipă nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Eu alergam cu sufletul la gură, căutând să-i ajung din urmă pe tovarășii mei care se depărtaseră. Femeile din marginea câmpului săriseră în picioare și urlau. Una se zvârcolea pe jos. Apoi mai țin minte chipul unei fete aproape dezbrăcate care se aplecase curioasă de la una din cele mai de sus ferestruici, în timp ce sub ea se și căsca prăpastia. Și într-o fulgerare de o clipită, viziunea halucinantă a zidului prăvălindu-se în gol. Apoi, din cauza uriașelor cărpături, tot colosul rămas în picioare dincolo de curtea interioară s-a mișcat și el încet, tras de o irezistibilă forță de distrugere. A urmat o bubuitură înspăimântătoare, ca atunci când sutele de liberator își descărcau toate deodată bombele. Pământul s-a cutremurat în timp ce un nor de pulbere gălbuie se răspândea vertiginos ascunzând uriașul mormânt. Mă văd apoi în drum spre casă, dornic să mă depărtez de groaznicul loc, în timp ce oamenii care aflaseră vestea cu o iuțeală extraordinară mă priveau înspăimântați, poate pentru că hainele îmi erau atât de colbuite. Dar mai cu seamă nu pot uita privirile încărcate de spaimă și de milă ale cumnatului meu și ale fetițelor lui. Mă fixau muți ca și cum aș fi fost un condamnat la moarte, sau poate că asta nu era decât o simplă impresie a mea. Ai mei, când au aflat ce mi-a fost dat să văd, nu s-au mirat că eram tulburat. Nici că vreo câteva zile am stat închis în cameră fără să vorbesc cu nimeni și nevrând nici măcar să citesc ziarele. Am văzut doar unul în mâinile fratelui meu care venise să mă întrebe cum mă mai simt. Pe prima pagină era o fotografie mare cu un șir nesfârșit de furgoane negre. Eu să fi fost cel care provocase hecatomba? Ruperea acelui drug de fier provocase oare, printr-o monstruoasă înlănțuire de cauze și efecte, dezagregarea întregii clădiri mastodont? Sau poate chiar primii ei constructori pregătiseră cu o diabolică maliție un tainic joc de mase în echilibru, datorită căruia era de ajuns să scoți acel mic druguleț pentru a nărui totul?
iar cumnatul meu, ori fetele lui, ori scaveții, observaseră oare ce făcusem? Și dacă nu observaseră, de ce Giuseppe pare să mă evite de atunci? Sau poate eu însumi sunt cel care, de teamă să nu mă trădez, am căutat instinctiv să-l văd cât mai puțin? Și pe de altă parte, să nu mă îngrijoreze oare insistența cu care mă tot vizitează profesorul Scaveții? Cu toate că are o situație materială modestă, de atunci și-a comandat la croitoria mea vreo 10 costume. În timpul probelor mereu abordează acel zâmbet ipocrit al lui și nu încetează să mă observe. Afară de asta e de o pedanterie exasperantă, ba găsește un fleac de cută care n-ar trebui să fie, ba un număr care nu cade bine, sau nasturii de la mâneci sau lățimea reverelor, mereu e câte ceva de potrivit. Pentru fiecare costum, 6-7 probe. Și mă tot întreabă, vă mai amintiți de ziua aceea? Care zi, spun eu. Ei, ziua când s-a prăbușit baliverna. Pare să-și mijească ochii cu subînțelesuri perfide. Cum aș putea să uit, spun eu. El dă din cap, așa e, cum ați putea? Bineînțeles că îi lucrez mai ieftin, ba mai pun și de la mine, dar el se face că nu bagă de seamă. Da, da, zice, la dumneata costă destul de scump, dar recunosc că merită. De câte ori îl aud așa mă întreb, e idiot ori îi face plăcere să mă șantajeze cu mărunțișuri și murdării din astea? Da, s-ar putea ca numai el să mă fi văzut când am rupt fatalul drug de fier. Poate că a înțeles tot, ar putea să mă denunțe, să dezlănțuie asupra mea furia populației. Dar e perfid și nu vorbește. Vine să-și mai comande un costum, mă supraveghează, gustă dinainte satisfacția de a mă înfunda când mă aștepta mai puțin. Eu sunt șoarecele și el pisica. Se joacă până când deodată o să înfigă gheara și așteaptă procesul pregătindu-și lovitura de teatru. Când o fi mai întoi, o să se ridice în picioare. Numai eu știu cine a provocat prăbușirea, o să strige. L-am văzut cu ochii mei. A venit și astăzi să-și probeze un costum de flanelă, mai mieros ca de obicei. Ei, s-a strâns funia la par. Ce funie? Cum ce funie? Procesul. Tot orașul vorbește despre asta. Dumneata, parcă ai trăi în nor, he-he. Adică prăbușirea balivernei? Chiar așa, baliverna, he-he. Cine știe dacă nu o să iasă la iveală adevăratul vinovat? Apoi a plecat, salutându-mă deosebit de ceremonios. L-am condus până la ușă. Am așteptat până a coborât un etaj și n-am închis decât după aceea. S-a dus. E liniște. Mi-e frică.